Nu o să te mint. Cred că m-am înșelat în privința XRP. Am zis că nu o să mai depășească ultimul all-time high. Plus că moneda asta, sincer, în sine, este doar o narrativă. Pentru că compania Ripple n-are nicio treabă cu moneda. Ripple e o companie bună și face o grămadă de deal-uri cu bănci ca Banco Santander, etc. Și ca disclaimer, nu am investit și nu vreau să investesc în XRP. Nu-mi place pentru că știu chestia asta, știu că este doar o narativă, dar între timp am uitat că 99,99% din spațiul ăsta este doar narativă și atât. Asta e, am uitat. Însă, clipul ăsta nu e pentru mine, este pentru tine, da? Deși nu am investit în XRP, am investit în alte monede în care cred că o să-și depășească all-time high-ul și azi îți explic de ce cred că și XRP-ul o să depășească ultimul all-time high din 2017, care în 2021 nu a fost atins, da? A fost la 3,4 dolari și în 2021 a fost la maxim 1,88. Și am declarat și public, bă, nu cred că îl mai atinge. Ideea este că între timp am avut și un proces SEC, încă este pe tavă, da, i-au dat în judecată că ca și cum ar fi un security nedeclarat și bla bla bla. Dar între timp știm că SEC-ul face numai bășcălie și ei sunt doar o narativă de piață și atât. Așa că încă o dată, micule Padawan, clipul de azi este pentru tine, da, încă o dată nu investesc în XRP, nu-mi place pur și simplu, nu mi-a plăcut narativa și nici măcar marketingul lor. Cum că Bitcoin este slow, Bitcoin este un fel de Nokia al spațiului cripto, care spațiul cripto este acum plin de iPhone-uri. Este doar narrativă, nu are nicio relevanță. XRP în termen de Bitcoin merge la zero, la fel ca toate celelalte, pe termen lung, da, deci nu acum, nu mâine, însă o să arăt de ce cred că XRP poate să-și depășească all-time high-ul anterior, mai ales pe măsură ce ieșim din narativul ăsta cu SEC-ul, da? Și nu mai au de ce să fie puși la podea, trași în jos, da? Ținut acolo cu capul sub apă până când ies ca niște eroi, da? Deci încă o dată, disclaimer, nu-mi place XRP-ul, de asta nu investesc. Disclaimer numărul 2, o să fac bani în alte altcoinuri, da? Am vorbit despre ele. Disclaimer numărul 3, clipul ăsta este pentru tine și pentru copiii tăi. Nu uita că dacă se întâmplă ce vorbim aici despre XRP, ieși, fugi cu banii și nu te mai întoarce. Glumesc, întoarce-te în Bitcoin. Dar lăsând gluma la o parte, hai să trecem la treabă, da? Nu uita, chestii de genul ăsta vorbim în clubul băutorilor de Stella. Trebuie să dai join, este un membership exclusivist, da? Râgâim numai Stella Artois acolo și vorbim despre chestii mult mai în detaliu. Dar azi, încă o dată, clipul este moca și este doar pentru tine. Ce am văzut anterior, da, mergem frumos pe Fibonacci, cel mai simplu, ce am văzut anterior la XRP. Top to bottom, da, următorul ciclu a dat cu capul un 1618, am tot vorbit despre chestia asta, am avut retracement-ul și după aia am mers într-o parabolică, da, în 2017. Hai să vedem la următorul. La următorul, top to bottom, da, și a venit 2021, s-a dus doar până la 0786. Da, pe Fibonacci. Știm că și ăsta este ca un magnet, dar nu a mai avut putere să meargă mai sus. Au performat altele mult mai bine, ăștia aveau proces, au trecut printr-o chestie nașpa. Încă o dată, a nu se asocia, de fapt, a nu se asocia compania Ripple cu moneda XRP. Nu este conexiune API între ele, da? Nu există. Este doar percepția pieței și percepția se bazează încă o dată doar pe narativă. Este diferență mare față de Bitcoin. Dacă crezi că XRP o să schimbe sistemul bancar și nu Bitcoin, da? Deci lăsând asta la o parte, chartul arată foarte bine. De ce? Pentru că, încă o dată, ciclurile se pot modifica în timp. Chiar dacă ăsta nu a performat, da, în ciclul din 2021, un target ar fi în continuare aici, la 1.4, da? Chiar ar exista în continuare la 1.4. Sau hai să punem unul puțin mai realist. Să luăm ultimul ciclu, da? Top to bottom. Pentru că și aici vedem, am avut un top foarte, foarte mare, agresiv, da? Vedem parabola asta. Și apoi scăderea a fost imensă. Ia să vedem. A fost de 97%, mai mult chiar. 98%. În ciclul ăsta la alt, da? Chiar dacă creșterea nu a fost așa de mare, nici scăderea nu a mai fost așa de mare. 84%, da? Maturizare, chestii. Dar cred că dacă nu aveau proces cu SEC-ul, da? Care probabil că i-a pus un pic pe jar pe investitori, ai zis, bă, hai să nu ne riscăm chiar așa tare decât pe aia, zeloți, ai zis, bă, XRP, XRP, XRP. La fel, am avut niște XRP, am ieșit când a trebuit din el, da? N-am căutat să intru înapoi, nu mă pasionează moneda, nu mă pasionează narativa ei, nu cred neapărat că trebuie să fie în XRP ca să faci bani. Fiecare cu moneda lui, încă o dată, ne uităm aici la, da, ne uităm la XRP, USD, nu contează, de asta zic că clipul de azi pentru tine, nu este o monedă în care am investit, dar cred că o să performeze bine și asta. Și cred că ar putea să meargă în direcția asta de 4,3-6 dolari, da, aici lejer, adică să-și depășească fostul all-time high. Uitându-mă pe grafic, da, și lăsând emoțiile la o parte și Bitcoin reala și marketingul agresiv, cum că Bitcoin o să fie înlocuit de XRP, trebuie să fii un dobitoc ca să, na, trebuie să nu înțelegi cum stau lucrurile pe lumea asta, trebuie să fii, sincer, trebuie să ai Pampers, da? Fie că ești tânăr sau foarte bătrân, trebuie să ai Pampers ca să înghiți narativa asta, da? Doar charturi elimină partea de narativă și de îndrăgosteală și de
XRP în sus, XRP sau te îndrăgostești de monede. Încă o dată, eu sunt în Chainlink și în eGold, nu pentru că m-am îndrăgostit de ele, ci pentru că cred că o să-mi producă bani, adică Bitcoin. Ai înțeles ideea, oare? Încă o dată, hai să mergem, da? Ca să tragem o concluzie împreună. Ce dracu e asta, s-a dus la 0,02 cenți cândva pe Binance? Mă, care-i manevram o piață în halul ăsta, animalule? Deci încă o dată, chart-ul arată foarte bine. Arată exact ca aici, da? Exact, exact ca aici. Când o ieși, nu știu. Când ajungem la targeturile aia de preț, nu știu. Atunci când Bitcoin probabil, sau după ce Bitcoin depășește all-time high-ul lui. Până atunci nu-l văd să performeze mai bine decât all-time high-ul ăsta. Decât ăsta nu știu, da? Dar avem aici rezistențe, suporți, suporturi, dracu să le ia. Sunt o grămadă, da? Dacă pui Fibonacci încă o dată, foarte, foarte simplu, lucrurile stau un pic mai clare, da? Un 6.50, hai să luăm, deci niciodată nu te gândi la un punct fix, că poate nu-i atins, da? 4.24, 6.50. Deci dacă ai investit în moneda asta, ce să zic, condoleanțe, te urăsc, dă-i drumul de aici, să nu te mai văd, să nu te mai prind pe canal la mine, dar Doamne ajută să faci bani. Clipul de azi e despre tine, da? Deci asta este părerea mea despre XRP, pentru că am văzut că mulți căutători, multă lume care intră pe canal la mine, caută XRP, da? Înseamnă că au marketingul bun și prețul este în creștere, încă o dată. Tu ăsta arată foarte bine, da? Dar sunt investit în altele și nu-mi modific planul pentru nimic în lume, nici dacă știu că ăsta merge la 50 de dolari. Aie, nu, eu fac ca mine, da? Fă tu bani, te las pe tine să faci bani și când ajungi la targeturile alea, da, suntem la 46 de cenți în momentul ăsta, nu este neapărat imposibil să mai scădem un pic, avem loc de scădere, da? Trendul s-ar menține, nu-i mare lucru, da? Dar când ajungi la targeturi, vii frumos și mulțumești, da? Glumesc, du-te și fă bani. Micule Padawan, și nu uita, dacă vrei să faci parte din clubul băutorilor de Stella, unde avem mațe fine și atitudine de lojă, Lamborghini-uri doar pe pozele de wallpaper momentan, da? Dă un join, te așteptăm în comunitate, vorbim mult mai în detaliu, chart-uri, chestii, da? Dar simpliste, da? Fără chestii foarte, foarte complexe, cât mai simplu posibil, trebuie să știm ceva, trebuie să obținem ceva, da? Knowledge, bani. Punct. Cam atât pe azi, l-am menținut scurt, da? Încă o dată, urăsc XRP. Dacă tu-l iubești, te urăsc și pe tine. Să nu te mai prind pe aici, dar vine înapoi când faci bani. Pa, dă join.